Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit în această seară alături de un om foarte drag și un om care îmi este un apropiat între ale căutărilor. Adrian Cranta, de-a lungul vremurilor, am văzut cât de mult a trudit, am văzut videouri cu el, am văzut cunoașterea lui, am văzut experiența lui, l-am cunoscut așa de la om la om și am văzut cât de muncitor este în ceea ce face. Pentru mine este un exemplu pe care îl promovez cu foarte multă bucurie, iar pe acest canal al lui Adrian Cranta pe YouTube, la ceea ce vedeți acum pe ecran, sunt videouri extraordinare cu el, cu ceea ce face Adrian. Ei bine, el a demontat fiecare părticică și a pus un fel de manual de utilizare, de folosință a sufletului, a corpului, a minții, a emoțiilor pentru noi ca să reușim să ne îndestulăm în această bucurie a existenței noastre pe pământ. Și ce vrea Adrian să facă cu noi este să ne ajute, să ne dea așa uneori și un mic șut în fund, să ne punem la treabă. Ei bine, ceea ce vom discuta în această seară este un subiect despre care nu s-a vorbit foarte mult în media, nu este ceva de mainstream, nu este un subiect care să-l putem vorbi la o bere sau la un pahar de vin, ci este un subiect pe care vreau să-l expunem din cercetările pe care Adrian Cranta le-a făcut în mod continuu, în Orientul Îndepărtat, cu oameni care l-au ajutat, l-au instruit, l-au coordonat și au făcut practică în tainele puterilor interioare umane. Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne oferi în mod constant și pentru bucuria pe care tu ai ca tot timpul să răspunzi pro-viață la orice ce vine către tine și te felicit pentru această direcție. Așa că, bună seara! Bună seara, bună seara Alexandru, bună seara tuturor! Mă bucur că ne revedem în această seară, mă bucur că suntem în direct și de asemenea mi se pare o ocazie extraordinară de a împărtăși împreună ultimile observații, ultimile descoperiri și ultimile realizări ale oamenilor de știință din vest, precum și ultimile noutăți care vin din Orientul Îndepărtat. Acum vreau să te întreb, pentru că tu ești un terapeut, un doctor, un psiholog, ești un om care a căutat și viața interioară, trupească, fizică, anatomică, fiziologică, cât și partea spirituală, cu tot ceea ce ține de suflet. Hai să o luăm așa pe scurt, ca să ajungem până la această parte a organelor vitale care ne mențin viața în corp. Ce este viața? Viața este o întrupare a unei forme de conștiință spirit aici pe planeta Pământ. Viața este un cadru care începe înainte de a ne naște și continuă pentru totdeauna în mai multe dimensiuni, nu numai în dimensiunea terestră. Acest pământ este doar unul din episoadele pe care noi le parcurgem. Ce sunt aceste organe sacre vitale care în mod continuu ne arată că funcționăm? Organele vitale, așa cum este și numele lor, sunt recipiente ale vieții. Sunt păstrătoare ale unor forme specifice de conștiință spirit. Adică fiecare organ își are un spirit, o conștiință. Fiecare organ are o anumită abilitate de a conduce viața, de a coordona viața. Și bineînțeles, sunt rezonatoare ale linii de viață specifică celor 5 planete din sistemul nostru solar. Adică cele 5 planete, cele 5 planete ale noastre din sistemul solar coordonează cele 5 organe interne. Ce de observat aici este că partea fizică este coordonată de energia Mamei Pământ, partea fizică.
iar partea lichidă de noi de acest satelit natural numit Luna. Când vorbim de suflet, când vorbim de suflet, vorbim de cele cinci recipiente care hrănesc sufletul, anume cele cinci organe, și vorbim de această energie astrală. Sufletul este corp astral, iar energia astrală este generată de aceste planete. Dacă vorbim de inimă, vorbim de Marte, dacă vorbim de plămâni, e vorba de Venus, picat, Jupiter, stomac, splină, pancreas, Saturn și, bineînțeles, rinichii, Mercur. Deci, sunt organele vitale, sunt ancore de putere vitală pentru sufletul nostru. Ancore care se poate să țină sufletul încarnat, întrupat, încorporat în acest vehicul numit corpul fizic. Acum observ că viața dăinuie până la un anumit moment. Ulterior, când nu mai facem față și corpul se veștejește și apare la bătrânețe neputința și dezamăgirea că n-am făcut suficiente multe lucruri la tinerețe, deja e prea târziu să mai păstrăm viața pe termen lung. Ce putem să facem astăzi, acum, la ora asta de 19:41 în România, ca să întreținem viața în organele noastre vitale în corp? Este o vorbă frumoasă care spune așa: când suntem mici, noi nu auzim de această curgere a vieții. În expresia Orientului îndepărtat este vorba de Tao. Tao înseamnă curgere, Tao înseamnă viață, înseamnă legile Universului care susțin viața. Și se spune că atunci când suntem mici, noi nu auzim de Tao. Când suntem mai mari, noi râdem de Tao. Când devenim adulți, noi nu avem timp de acest Tao. Și când deja am ajuns la o vârstă care uneori este prea târziu, noi nu mai avem cu ce să urmăm acest Tao. Deci, cred că la întrebarea aceasta, cum putem păstra, cum putem întreține viața din noi, în primul rând trebuie să dorim cu putere să trăim. A dori cu putere să trăiești înseamnă a te responsabiliza și a trece peste obstacole și a trece peste aceste filozofii de moment, gen suflete rănite și multe, multe speculații care se fac în vest, care în fapt nu este decât o rănire a ego-ului nostru. Dar despre asta voi vorbi într-o altă întâlnire. Deci, în primul rând, să dorim cu putere să trăim. Trebuie să eliminăm din start toți factorii care invalidează puterea de viață. Și mai trebuie ceva important, se anume să ne gândim de ce vrem să trăim. Celebrul vindecător Valeriu Popa spunea că dacă nu îți pui un țel înalt pentru care vrei să trăiești, chiar dacă trăiești mai mult, nu este atât de util ca atunci când ai un țel foarte înalt. Deci, mai important decât atât, trebuie să ne răspundem la întrebarea pentru ce vrem să trăim. Așa că o să rog invitații care sunt aici în YouTube să ne scrie fiecare din propria lui putere și înțelegere pentru ce trăiește fiecare, încât să împărțim această cunoaștere deodată simultan la mai mulți. Exact. Și aici sunt câteva întrebări. Iar Valeriu Popa rezuma într-un mod extraordinar de simplu. Spunea așa că casa, masa și patul reprezintă 5% din viață. Adică faptul că te naști, trăiești, ai o familie, ai copii, muncești și te bucuri de viață, toate acestea înseamnă 5% din viață. Celelalte 95%, acelea sunt foarte importante. Primul este cadrul de la care pleci.
dar celelalte sunt lucruri pe care le dezvolt. Iar aici se referă la partea aceasta legată de viața spirituală. Viața spirituală, cunoaștere, autodesăvârșire, întrajutorarea aproapelui, simțul civic și multe, multe altele. Dragul meu, acum evident că în fiecare religie și cultură sunt mai multe încadrări așa sau sectoare care definesc acești stâlpi interiori ai condiției umane. După preceptele pe care tu le-ai studiat, care ar fi cele mai importante fundamente ale vieții noastre aici pe Pământ? Dacă aș fi un copil mai mic, aș avea, să zic, 7-8 ani, l-aș întreba pe tatăl meu sau pe mama mea cum să mă cunosc mai bine ca să pot să mă descurc în viață și să pot să-mi ating țelurile. Răspunsurile care m-ar mulțumi ar veni dacă aș pune niște întrebări simple. Dragă mamă, dragă tată, sau dragi bunici, sau unchi, sau oameni care sunt lângă noi, ce vrea acest corp fizic de la mine? Și ce poate să-mi ofere el mie, dacă eu îi dau? Corpul fizic este interfața dintre noi de această lume fizică. El vrea de la noi o hrană, o apă, un aer, un mediu, un loc și o mișcare curată. Dacă noi oferim aceste lucruri, el ne oferă nouă puterea de a ne mișca liber pe această planetă. Dacă noi știm lucrul ăsta, că ne dă puterea să ne mișcăm liberi, că ne păstrează tineri, în plină putere, agili, cu serenitatea mincii extraordinară, atunci noi știm ce vrem de la corpul fizic și ce ne dă el nou. A doua întrebare aș întreba simțirea mea, simțămintele mele, sufletul meu. Ce vrea el de la mine? Și ce îmi dă el mie? Așa cum nu e bine să pleci la cumpărături cu burta goală, pentru că vii încărcat ca o albinuță și tot flământ, la fel, nu este bine să pleci în lume să-ți cauți un suflet care ai vrea să te hrănească. Nu e bine să pleci să cauți fără să știi tu însuți să te hrănești. Dacă tu știi să-ți hrănești sufletul, tu nu mai poți să te oprești oricum, oriunde și la orice. Tu vei căuta omul potrivit cu care poți să stai întreaga viață, indiferent dacă își dă ceva sau nu. Doar prin simpla prezență își dă echilibru, își dă coerență, își dă un sens. Deci, corpul sufletesc are nevoie de bucurie, de iertare, de onoare, de respect, de apreciere, de toate emoțiile bune din viața noastră, de compasiune. Și El ne dă nouă acest ulei al vieții, care unge acest mecanism al vieții, ne dă bucuria de a trăi, bucuria de a merge mai departe, bucuria de a fi conectați aici și acum. Bucuria de a ne simți aproape de semenii noștri.
Deci, dacă am grijă de corpul fizic, el va avea grijă de mine. Un profesor de-al meu spunea: Adrian, dacă ai grijă 50 de ani de corpul tău, următorii 50 de ani, el va avea grijă de tine. Pe atunci, mi se părea așa o promisiune filozofică. Acum, ajung să-i dau dreptate. A treia întrebare, al treilea stâlp. Noi avem un mod de organizare prin intermediul gândurilor, anume corpul mental. Și întrebarea este: ce vrea el de la noi și ce ne dă el nouă dacă noi îi dăm? Corpul mental vrea de la noi ordine, vrea disciplină, vrea înrolare, vrea o ierarhizare a priorităților. Dacă noi dăm toate aceste lucruri, el ne dă nouă toată prosperitatea vieții. Prosperitatea înseamnă mai mult decât timp, bani, relații, cunoștințe, capacități, puteri și așa mai departe. Prosperitatea este mult mai mult de atât. Deci, dacă vreți prosperitate, trebuie să lucrați cu corpul mental. A patra întrebare și al patrulea stâlp. Este vorba de corpul vieții, corpul spiritual. Ce este el? Ce vrea el de la noi? Ce ne dă el nou? El de la noi vrea viață. El este treaz numai când noi avem un surplus de viață. De aceea spunem că primele trei corpuri trebuie să aibă un excedent de putere vitală. Acest excedent de putere vitală hrănește corpul. Deci, acest excedent de putere vitală hrănește corpul. Dacă noi înțelegem acest lucru, atunci noi înțelegem că corpul fizic trebuie să producă energie și trebuie să producă hormoni. De aceea, în Nei Jing Shuyan, în Tratatul de Medicină al Împăratului Galben, în Huainan Zi, în canonul celor 9 drumuri ale imortalității, ale nemuririi, se spune că energia creativă, energia sexuală hrănește spiritul. Și de aceea ai nevoie să o cultivi, ai nevoie să o direcționezi, ai nevoie să o dedici pentru a hrăni spiritul. Deci, corpul spiritual este o legătură dintre noi și Dumnezeu. La început este cât un fir de pânză de păianjen, fragil. Acest fir, prin faptul că noi hrănim acest corp, va crește, va crește până va deveni ca un odgon, un cablu sau un canal de putere. Când acest lucru se întâmplă, se întâmplă ceea ce scrie în Biblie. Când Moise a ajuns la acest nivel, aura lui, dintr-o aură precum un ou, a devenit o aură precum o coloană de lumină. Și atunci apare acea maturizare spirituală. Deci,
acești patru stâlpi, dacă omul îi are clar în minte, el deja știe primii pași în ceea ce frumos ai spus la început, manual cu instrucțiuni de utilizare a ființei umane. Este un concept pe care l-am făcut public prin anii 89-90, adică au trecut mai mult de 33 de ani. Da. Vreau să te întreb cum se așează această importanță a organelor vitale, pentru că oamenii au grijă de mușchi, mănâncă o fleică, mănâncă alte lucruri care nu țin de a-și vindeca ceea ce ține viața în corp și tot timpul își orientează atenția pe aspectul musculos, să am brandul și bicepsul și tricepsul mare și nu produc suficient de multă energie, hrană, lichide, exerciții și așa mai departe, care să le dea tărie și vitalitate organelor vitale. Ce se poate face în cazul acestor oameni și cum, cât de adevărat este dacă pentru noi organele vitale țin viața în corp și dacă da, cât? Organele vitale sunt niște recipiente foarte importante. Vezi, oamenii pot trăi fără un membru, fără două, fără trei, fără patru, dar și fără cinci. Dar al șaselea membru e întotdeauna important, gâtul, capul, mai exact. E adevărat că poți trăi și fără un organ, două sau mai multe organe de simț. Dar omul fizic este o mașinărie foarte complexă. Și de aceea spunem că unii oameni se antrenează corpul fizic, musculatură. Dar în momentul în care noi începem să practicăm alchimie internă, excedentul de mușchi devine o povară pentru că noi nu îi putem transfera în celălalt plan. Când noi începem să construim acest dublu al nostru, acest corp spiritual al nostru. Și asta este important să înțelegem. De aceea, toți maestrii pe care eu îi cunosc, cu care am lucrat, nu pun accent pe dezvoltarea mușchilor, ci pun accent pe dezvoltarea tendoanelor și, în mod special, pe dezvoltarea organelor interne. Și mai mult decât atât, poate pentru mulți e un concept nou, se pune accent pe antrenarea capacității de contracție și relaxare a fiecărui organ. Începând cu rinichii, ficatul, splina, plămânii, inima și ajungând până la exerciții de contractare a glandelor endocrine. Capacitatea de a controla motricitatea unui organ reflectă un înalt nivel de vitalitate și conștientă a conștiinței. Această axiomă este foarte importantă. Deci, când noi adăugăm pe lângă capacitatea de a contracta și a relaxa, expansiona un organ, și capacitatea de a respira cu ajutorul acelei fascii care înconjoară organul și capacitatea de a implementa linia senzorială a organului împreună cu conștiința spirit a organului, atunci noi spunem că acel organ l-am adus la viață, l-am trezit și el funcționează ca un rezonator de putere. Adică el imediat se conectează cu serverul central al lui. Ce observăm? Că noi avem 5 organe pline și 5 organe goale.
adică cum ar spune, 5 bărbați și 5 femei, adică 5 cupluri. Când aceste 5 cupluri trăiesc în armonie, ele pot să fie niște rezonatoare perfecte pentru a aduce putere de nivel înalt de la sursa mamă, adică inima de la Marte, plămânii de la Venus și așa mai departe. Deci, da, există o vorbă spusă de un profesor de-al meu, Wang Ping, un maestru de nivel înalt. În România a apărut o carte, Deschiderea Porții Dragonului, o carte pe care noi am tradus-o prin anii 2000 și apoi am fost o perioadă în China, unde m-am antrenat cu acest maestru. Și în această carte el descrie cu lux de amănunte aceste tehnici de îmbăiere a organelor în fluidele vitale ale Universului. Foarte frumoasă, cartea merită citită. Deci, organele funcționează în măsura în care noi suntem conștienți de ele. Și de asta, maestrul Wang Yiting spunea că atunci când mintea ta se unește, se contopește cu un organ, cu o practică, cu o funcție, capacitatea și calitatea activității acelui organ, acelei funcții, crește de 5 ori. Față de când lași pe pilot automat să funcționeze. Deci, de 5 ori, noi nu vorbim de 30%. Vrei să-ți crești inteligența 30%? Este simplu. Făcea 2 secunde. Când vorbești la telefon, de pe urechea stângă ai trecut pe urechea dreaptă. Ai scurtat drumul informațional cu 30%. Viteza de reacție devine mai bună cu 30%. Capacitatea de a procesa informația devine mai bună cu 30%. Bine, acum depinde și de telefon. Pentru că oamenii mănâncă vegan, fac o mulțime de lucruri, dar dacă ei nu înțeleg această biologie electrică a corpului, chiar nu contează. Despre asta Pentru că, vreau de să vorbesc. exemplu, un moment, de exemplu, un om mănâncă vegan. Ia toate produsele vegan, adică toate frunzeturile, zarzavaturile, verdeturile, ținute la frigider. Le ia și le adăpostește în frigider. Ce este frigiderul? Cel mai mare purăcios de viață. Care sunt particulele care susțin viața? Electronii. De aceea noi spunem că e o păcăleală. Dacă vrei să fii vegan, trebuie să fii un super rezonator de electroni. Adică este ok, toată lumea folosește frigiderul. Frigiderul este o invenție a lui Tesla. Și noi trebuie să ne înțelegem pe noi, să gândim, bun, și ce folosim după ce am scos din frigider? Cum revitalizăm aceste legume, aceste zarzavaturi? Sau am luat mâncarea de pe foc, cum o revitalizăm? Și aici vorbim despre tehnologia Imor Plate. Și vom ajunge și la asta. Deci, iată că este nevoie de înțelegere. Când ceva nu cese, înseamnă că nu ai înțeles pentru că ți-au scăpat niște informații. Da. Dragul meu, ceea ce apreciez foarte mult la tine este că tu îmbini cultura orientală pe care ai studiat-o și ai făcut-o acolo cu cea occidentală, cu știința care se întâmplă să fie verificată din foarte multe universități și din foarte multe medii academice, la ceea ce putem să îmbunătățim în cazurile energiei trupești și spiritualității interioare. Ei bine, care ar putea să fie această cunoaștere pe care Occidentul, adică știința și lumea academică, ne poate da ca să avem organe vitale mai sănătoase? Plecăm de la lucruri foarte, foarte simple.
Corpul uman este un corp electric. Este o carte numită Corpul electric al lui Robert Becker. DVD-uri despre așa ceva, dacă nu mă înțel, la cartea spirituală.ro, acolo puteți găsi cartea asta. Este extraordinar de bună. Cei care au publicat-o au făcut un mare bine. Există foarte multă învățătură, așa cum ai spus, este o învățătură vitală, dar nu este popularizată. Și când noi vorbim de corpul electric, noi vorbim de un recipient care folosește curent continuu, ca la baterie, plus minus. Și când noi vorbim de acest curent electric, noi vorbim de pH. Dacă luăm un tester de pH și îl introducem într-o soluție și testăm, vedem că pH-ul este 7, este 6, 6,7 sau 7,3. Ce vedem noi? Când mai apăsăm o dată pe butonul aparatului, vom vedea potențialul electric. Cum este el? Este pozitiv? Este neutru? Este negativ? Dacă noi vorbim de potențialul pozitiv, vorbim de potențialul care pleacă de la sub 7 până la 0,001 pH. Adică până la plus 400 de milivolți. Dacă noi vorbim de zona neutră, noi vorbim de arealul plus minus 7. Dacă noi vorbim de potențialul negativ, noi vorbim de la 7 până la 14, adică până la minus 400 de milivolți. Unde suntem noi pe această scară? Noi suntem la pH 7,35, adică pH-ul standard. Și dacă noi ne traducem acest pH, vedem că e vorba de minus 22 de milivolți. Minus 22 de milivolți. Avem nevoie de minim minus 22 de milivolți să supraviețuim. De fapt, ce vrem noi să înțelegem? Vrem să înțelegem diferența de potențial celular. Cu cât între o femeie și un bărbat există această diferență de polaritate, cu atât atracția și schimburile sunt mai mari. Cu cât diferența tinde să se neutralizeze, toate se neutralizează. Și acesta a fost motivul pentru care am spus că e important să ai un om, un suflet, care să-ți mențină această diferență de potențial, pentru că acest suflet vei vrea să-l ai tot timpul cu tine, tot timpul lângă tine, tot timpul în viața asta. Adică formezi o familie, faci copii, mergi înainte. Tu nu iubești acea persoană pentru că își dă atenție, pentru că își dă mâncare, pentru că te spală, te bibilește, nu. Tu, stând în prezența acelei persoane, potențialul tău devine creativ. Deci, diferența de potențial celular stă în spatele transportului pasiv și activ la nivelul membranei celulare. Cu cât diferența e mai mare, cu atât transportul este mai rapid. Deci viața devine mai intensă. Deci, dacă noi înțelegem că pentru a ne simți bine avem nevoie de minus 22 de milivolți, și că pentru a ne vindeca pe noi avem nevoie de minus 50 de milivolți, și că pentru a ne regenera, a ne reface niște zone, funcții sau structuri pierdute, distruse, avem nevoie de minus 90 de milivolți,
diferența de potențial membranar celular. Atunci noi înțelegem că trebuie să identificăm rapid cine ne scade, ne slăbește acest potențial, potențial electric, membranar, și cine ne crește nou acest potențial. Dacă noi am înțeles acest lucru, suntem pe cai mari. Ce vrea această tehnologie occidentală? Ea nu face altceva decât să recunoască și să împuternicească și să adeverească că toate aceste practici extrem orientale, că este yoga, că e qigong, negong, jingong, shengong, tai chi, shinto și alte practici de arte marțiale interne, toate acestea lucrează cu potențiale electrice. Toate acestea lucrează cu ceva care conduce acest potențial electromagneto-optic, anume Qiul. Am studiat mai bine de 200 de tehnologii în ultimii 40 de ani, privind veșturi. De 96, 1996, până în prezent, sunt o mulțime de ani de când am întâlnit această tehnologie PC Power. Ea este focusată pe necesitățile umane actuale. Este un răspuns, o soluție la problemele cu care omul se confruntă. O să mă întreb, Adrian, care este testarea cea mai directă a puterii vieții dintr-un om? Ale? Tonusul vagal. Acesta e răspunsul. Tonusul vagal. Noi avem un nerv, nervul vagus. Dacă întoarcem capul, noi avem mușchiul sternocleidomastoidian. Exact prin fața lui, ca o linie neîntreruptă, plecând din zona creierului, se duce în întregul corp, nervul vag, pe o parte și pe cealaltă. Să nu uitați această particularitate pe care v-am spus-o, că nervii cranieni, cei 12 nervi cranieni, pe partea stângă e o lungime mult mai mare decât pe partea dreaptă. Deci, nervul vag asigură două mari calități umane de care noi avem nevoie pentru a aduce cele două mari căutări din viața noastră. Sănătatea și dezvoltarea spirituală. O să ai totul. Dacă nu ai aceste două lucruri, nu te poți bucura de acest tot. Nervul vag. De aceea, acești oameni extraordinari din Viena, de la Institutul de Biocibernetică, au dezvoltat tehnologie de corectarea vieții, exersarea, antrenarea, creșterea potențialului vieții, ca și cantitate și calitate. Iar tehnologia PC Vagus, acest trainer, PC Trainer Vagus, este o tehnologie prin care poți să cultivi, să aduci rapid un om care este aproape la pat și încearcă și el să se adune acolo, lucrând cu această tehnologie în 2, 3, 4, 3-4 săptămâni, până la 5-6 luni, el se poate din nou ridica și reveni la viață. Un alt aspect, vorbind despre natura electrică a corpului, când acest potențial electric scade, limfa este cea care va ceda. Deși o să-mi zic, da, Adrian, dar eu fac mișcare, eu... Atâta timp cât nu ai rezolvat misterul frigiderului, este greu să rezolvi ceva.
Adică atâta timp când nu ai neutralizat ceea ce își face frigiderul, el e bun. Dar mai trebuie ceva după ca să-ți reîncarci cu potențial de viață corpul. Să știi că noi suntem ca un telefon. Putem să folosim bateria până e pe zero, e blank, și dacă facem asta, vom termina repede viața. Sau putem să reîncărcăm bateria mereu, cum am trecut de 50, ușor 140% din total. Ah, și atunci înseamnă că noi consumăm încărcându-ne în surse externe, corect. Vreau să te întreb. Deci când vorbim de limfă, noi vorbim de refacerea potențialului electric al limfei. În acest sens există cel mai bun drenor al limfei, un sistem PC Lymph Cleanse, care încarcă cu electroni sistemul limfatic. Toate lucrurile care există acolo și care nu ne aparțin vor fi eliminate. Asta e extraordinar. Ascult. Vreau să te întreb, foarte mulți oameni care au deficiențe merg în primul rând la chirurgie și acolo ei vor să elimine ceea ce Dumnezeu a pus. Acest impuls îl conștientizează că vrea să scape de durere și nu îl conștientizează ca efect. Ce se întâmplă cu un om care are diferite operații la organele vitale, să spunem, după 10-20 de ani de viață? Să știi că este o întrebare extraordinar de profesionistă. Nu că te laud, dar ai pus exact punctul pe i. Noi suntem o însumare de baterii. Noi avem trei nivele de energie. Nivelul muscular, avem nivelul profund și nivelul ADN. Mușchii sunt aliniați ca și sisteme tendinomusculare, meridiane tendinomusculare, înșiruiți un plan vertical între cele două mari surse de putere, cer și pământ, plus și minus. Când noi secționăm pielea, secționăm un meridian, două sau trei, e dificil. Pentru că pe acolo nu mai curge energia. Când noi facem tatuaje, nu știm ce facem. Este dificil pentru că nu numai că nu mai curge energia, producem scurt circuit la nivel informațional, prin intenția celui care face tatuajul, prin mesajul, simbolul și substanțele care sunt implementate în sistem. Acum o să spui. Toate aceste operații înseamnă că cumva a fost secționată calea energetică, energoinformațională prin care viața era întreținută. Da. Se poate reface? Da. Cum? Așa cum îți aduce aminte, trebuie să trecem de la minus 22 de milivolți la minus 50 spre minus 90 de milivolți. Asta înseamnă o încărcare celulară, adică o activare celulară prin creșterea potențialului membranar celular. Cine poate face lucrul ăsta? Activatorul celular. PC Activator. Activatorul celular poate să refacă o mulțime de secționări și poate reface din nou aceste traiecte energoinformaționale. Este fabulos. Nu numai că este fabulos, reface centrul voinței, tiroida. Tiroida este centrul voinței. Deci, dacă noi am avut operații, noi avem nevoie să înțelegem că trebuie să refacem acest sistem energoinformațional, primul grup, adică sistemul muscular. El produce energie dacă noi îl mișcăm, îl întindem și îl încărcăm. Deci, mișcare,
întindere, mișcare, încărcare, exersare și înaltul scop. Sunt 5 puncte prin care noi trecem în exersarea corpului fizic. Și despre asta noi discutăm, predăm și exersăm în taberele de vară din luna august și nu numai, la cursuri, oamenii învață așa ceva. Revenind totuși la a doua cale de încărcare a noastră, se numește calea fetală sau profundă. Calea fetală este cea pe care noi am folosit-o când eram în burtica mamei. Fetal, fetus. Și este vorba de calea umbilicală. Tu ești un practicant, un om, un călător, un inițiat. Care a umblat mulți zeci de ani, mulți. Ai întâlnit oriunde ai fost, în America de Sud, America de Nord, Africa, Asia, Europa, pe oriunde ai fost, ai întâlnit importanța umbilicului, importanța centrului abdominal. Centrul numărul 1. Noi venim de acolo. Noi suntem ca un ciorăpel din buric, împletit, până când am ajuns la periferia dezvoltării noastre și apoi lucrurile s-au întors din nou în buric. Când are loc nașterea copilului, a trebuit să se lase un timp și să se mulgă ușor cordonul umbilical. Măcar o zi. Să treacă în bebeluș. Măcar să o zi. În copil. Poftim? Măcar o zi, dacă se poate. Dacă se poate, ar trebui. Și apoi să se secționeze și nodul trebuie făcut în așa fel încât buricul să fie profund, să aibă adâncime. Și când noi reactivăm acest centru, pentru că noi, în momentul în care s-a tăiat umbilicul, calea fetală s-a închis, începe să se miște corpul, copilul începe să plângă, să vocifereze, să pună în mișcare a doua cale de încărcare. Și această cale fetală este cea mai folosită cale în practicile energetice spirituale superioare. Și noi trebuie să o reactivăm. De ce? Pentru ca să ajungem la minus 90 de divoți. Da. Deci, când noi începem să lucrăm cu activatorul celular, antrenăm centrul volitiv și apoi ajungem la reformatarea spectrului informațional, adică a folosit tehnologii precum Black Box sau PC Vortex sau PC Whisper, noi ceea ce facem, dăm jos de la conducere această amigdala, nu amigdală. Amigdala este o zonă importantă a sistemului limbic, adică a creierului mamalian. Capacitatea de a controla această amigdala este corelată cu durata de alăptare a copilului. 3 luni, 6 luni e greu. Un an, 2 e mai bine. 3, perfect. Lucrurile acestea se știau în trecut. Din acest motiv, în trecut, în China, unde ai studiat și tu foarte des, acolo dinastiile care își creșteau copiii, era o lege interioară să alăpteze între 1 și 3 ani. Iar celor care erau clasa muncitoare sau mediocritatea, li se interzicea să alăpteze mai mult de 6 luni. E corect. Așa e. Nu numai în China, peste tot. Sunt perioada romană, sunt perioada greacă. Peste tot s-a întâmplat lucrul ăsta. Pentru că noi credem că venim din necunoaștere. Dar istoria este diferită față de ceea ce noi am învățat. Noi venim dintr-o supracunoaștere și am ajuns în acea necunoaștere care nu este atât de profundă încât să nu ne mai întrebăm de unde venim, cine suntem, unde ne ducem. Deci, în momentul în care folosiți aceste tehnologii, acest pilot automat, amigdala sau elefantul, este repus în locul lui de origine și lobii frontale ai creierului sunt reactivați.
Și omul își ia viața în mâinile lui și nu mai este o ființă reactivă. Este o ființă, devine o ființă proactivă. Și o să mai vorbim despre asta. Un element esențial, un mare pont pentru oameni. Care este cel mai important aliment fără de care nici nu contează ce mănânci? Mulți o să-mi zică o mulțime de alimente, o mulțime de semințe. De fapt, este alimentul predominant în noi. Apa. Apa. Apa este primul aliment de putere și ocupă 70% din importanța corpului nostru. 28% sunt proteinele de înaltă calitate. Deci sunt de origine vegetală, de origine animală, nu e o problemă. Dar proteinele au un rol important, mai exact acele piese de schimb aminoacizi. Acestea sunt factori sine qua non în construirea unui corp nou. Vrei să slăbești? Faci un corp nou. Vrei să arăți mai bine? Trebuie să faci un corp nou. Vrei să întinerești? Trebuie să faci un corp nou. Orice vrei să faci, trebuie să faci un corp nou. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că noi trebuie să devenim conștienți că avem celule care se schimbă de la zi la zi. Celule care se schimbă la 3-4 zile, celule care se schimbă la 2-3 săptămâni, celule care se schimbă la 2-3 luni, celule care se schimbă la 7-8 luni, un an. Toate celulele se schimbă. Vechea generație pleacă, noua generație vine. Atenție! Aici este cea mai mare înțelepciune a Pământului. Că trebuie să faci cerere, că vrei o generație de celule mai fidele, mai devotate, cu mai multă anduranță, mai implicate, cu mai multe resurse. Întrebarea e, cum faci această cerere? Prin a produce stimul de putere. Dacă stimulezi corpul, pui corpul în situații în care generează mesaje clare. Avem nevoie de celule mai pe toate cele trei linii. Fizic, energetic și informațional, corpul va produce doar dacă ai acei 50-90 de milivolți, ai acea apă de calitate, și ai o proteină de calitate. Nu neapărat, atenție, tot când aud proteină, înțeleg, carne, nu neapărat, sunt atâtea surse de proteină, adică surse de aminoacizi. Adrian, vreau să fac dacă tot ai adus discuția despre asta, o scurtă remarcă pentru cei care sunt vegetarieni și vegani și ro-vegani. În carne animală care nu este curățată pentru magazine ca să reziste mai mult timp acolo, carnea animală conține straturi împachetate de celule vegetale. Și omul când ia un gram de celule de carne animală, de fapt ia sute de mii de celule vegetale. Ei bine, pentru cine poate contabiliza ușor aceste lucruri, evident că o să se prindă singur și nu e nevoie de nicio academie pentru asta, că ceea ce este sănătos pentru corp ca viață lungă este, cum a spus și Adrian Cranta, un corp celular nou în mod constant. Așa este și mai mult decât atât, ai nevoie să te conectezi cu izvorul vieții. Izvorul vieții este undeva la baza coloanei vertebrale. Unii ar spune că avem de-a face cu energia noastră creativă, alții ar spune că e vorba de energia kundalini sau
dragonul auriu sau cum vrei să-i spun. În fapt, este vorba de cea mai importantă fabrică de electroni din noi și nu numai. Dacă noi vorbim de tehnologia PC e-power, o să mă întreb de ce se numește așa. Începuturile acestei tehnologii sunt undeva în Africa de Sud. Un mare șaman într-un trib de acolo, Masai, a făcut o profeție unui om de știință, un tânăr, care căuta sensul vieții. Dr. Eggenberger. Și a creat această tehnologie. PC vine de la pubococcygean, mușchiul pubococcygean. Acest mușchi, când noi învățăm să-l contractăm într-un anume fel, el produce un izvor de electricitate fantastic. Nu numai noi facem lucrul ăsta, toate ființele care trăiesc pe pământ. Dacă noi privim cerbul opătar, cât de frumos este, ce observăm? Că el dă din codiță foarte ritmat. 50 secunde pauză, 50 secunde contracție. Deci, produce câmpuri de energie care inundă, hrănește, îmbăiază creierul și toate sistemele noastre vitale. De aceea, ei au creat pentru a calibra această zonă de jos, a se producă corect. Am avut de-a face cu un foarte bun prieten care practica de mai bine de 30-40 de ani exercițiile Kegel. Și am spus că dacă practici corect aceste exerciții, nu ai cum să ai nicio problemă de sănătate. Și el a zis, nu există. Și am zis, bun, trebuie să încerci această tehnologie PC Effect Trainer, adică este un EMG, un sistem de măsurare electromiografic care măsoară câmpul electric produs de acea zonă. Ceva foarte simplu, cu doi electrozi care se lipesc unul pe mână și unul pe sacru, pe zona sacrului, zona lombosacrală. Și în momentul în care omul contractă corect, imediat pe contoar apar milivolții, apare potențialul electric. Dacă îl pierzi în afară, apare pe plus 300, 500, 600, 800, whatever. Nu contează. Sau, dacă începe să hrănească corpul și creierul și glandele endocrine se duce pe minus 500, 600, 1000, 1900, 2000 și așa mai departe. A fost foarte curios. A testat, a fost o mare catastrofă în viața lui. Am stat cu el și lucrurile se mișcaseră binișor, dar după ce l-am lăsat pe compropriu, lucrurile s-au dus pe minus 2000 aproape plus. Adrian, dar eu contrar. Da, tu muncești, dar nu pentru tine. Și apoi împreună am început să lucrez cu el și să-l învăț cum să-și hrănească puterea de viață și cum să se monitorizeze cu acest biofeedback. Fabulos, fabulos. Pentru cei care vor mai multe informații despre această tehnologie PC Power, pentru că sunt tehnologii și mai avansate, acestea sunt cele mai minore, ca să zic așa, puteți căuta pe internet, sigur veți găsi. Revenind acum la subiectul nostru. Ia să vedem, următoarea întrebare. Am vorbit acum despre partea de tehnologie, de partea universitară, academică, științifică, da? Hai să mergem și în partea cealaltă, care Orientul Îndepărtat are foarte mult tezaur și comori foarte valoroase despre cum ne putem menține organele vitale cât mai eficiente în această viață. Care ar fi acele instrumente? În primul rând, ei
au în toate liniile spirituale pe care ei le dezvoltă conștiența și conștiința la un nivel la care să iasă din matrice. Matricea este reprezentată prin păzitorul sau egoul, prin conștiința colectivă. Colectivitatea nu simte ce simți tu, e defect. Prin conștiința colectivă, dacă tu nu vrei ce vrea marea masă de oameni, turma, ești defect. În acest sens, recomand citiți Peștera lui Platon. Este fabuloasă, Alegoria. o poveste extraordinară. Occidentul ajută acum ca să creeze aparatură, biofeedback, pentru a monitoriza și a ajuta pe oamenii din Occident să învețe mai ușor tehnicile din Orient, care urmăresc în prim plan, în prima fază, o conectare mai bună minte-corp. Ei fac lucrul ăsta prin metode simple de măsurarea temperaturii, conductanței bazale și așa mai departe. Cred că te-ai întrerupt, Adrian, nu te mai vezi, s-a întrerupt așa pe neașteptate. Hai să vedem dacă își revine videoul lui. Bun, a ieșit un pic, o să reintre imediat. O să fac eu un pic de lobby despre ceea ce a vorbit Adrian, pentru că el are foarte multe tehnologii pe care întru totul le folosește la el în o gradă, cum s-ar spune, și încearcă pe cât de mult poate să se pună la dispoziția celor care vor să-și măsoare prin aceste unelte tehnologice viața, corpul vital, energia, câmpul bio-informațional, și cât de mult o să mai reziste ceea ce au ei înăuntru, și articulațiile, și inima, și creierul, și mușchii. Și Adrian deține această tehnologie prin care fiecare, și eu am fost, am văzut, am testat, am verificat cum se poate măsura acest potențial intern al omului, și fiecare își poate programa, dacă dorește, să vadă aceste măsurători pe care niște device-uri, ca niște tehnologii pe care el le-a achiziționat, îi pot măsura fiecărui individ mai mulți parametri despre ceea ce este înăuntrul său. Și ulterior se face o listă de schimbări, de schimbări comportamentale, de schimbări emoționale, de schimbări fizice, de schimbări nutriționale, și omul este pus pe un făgaș foarte bun. Acum vreau să văd dacă Adrian o să revină. Dați-mi câteva secunde, vă rog, să văd dacă a dispărut de tot. Poate s-a deconectat sau i-a căzut internetul sau curentul. Dar hai să vedem cum se întâmplă. O secundă. Pentru că mai aveam destule întrebări pentru el și n-aș vrea să opresc aici emisiunea, dar hai să vedem cum o să răspundă el imediat. Într-o altă măsură, până când revine Adrian, vreau să vă adaug faptul că la el pe site, pe fitforlife.ro, o să scriu site-ul aici pentru cine vrea să intre să-l viziteze, fitforlife.ro. Există o parte din munca pe care el o face și de asemenea, la cum vedeți aici pe acest canal de YouTube,
Sunt foarte multe videouri pe care el le-a făcut în ultimii ani și le-a pus așa un fel de ofrand, de slujire, de servire pentru oamenii care vor să își îmbunătățească condiția spirituală și fizică, iar în aceste videouri sunt informații foarte, foarte prețioase. M-am uitat și eu la foarte multe ele, îl cunosc pe Adrian de mulți ani și în continuu el se îmbunătățește prin știință, dar și prin partea spirituală. Ceea ce o să, dacă o să studiați un pic lumea orientală sau medicina chinezească, o să vedeți că el într-una se upgradează și studiază tot ceea ce înseamnă Orientul Îndepărtat, medicina chinezească, medicina japoneză, medicina indiană, Ayurveda și multe alte rosturi prin care omul se poate vindeca, nu doar pe partea occidentală alopată, unde știți foarte bine că există efecte la cei care iau medicamente sau iau pastile sau nu se pot abține dintr-o durere și instant se duc la chirurgie, scot de acolo acel câmp al acelui organ care îi dădea vitalitate și viață și ulterior începe vlaga sau energia lui vitală să se evapore și după aia ajunge bătrân și cocârjit și apăsat. Și eu nu vreau asta pentru tine, vreau ca să vezi și munca lui și munca altor oameni care sunt întru totul dornici să ne ajute. Adrian Cranta a stat foarte mult timp lângă Valeriu Popa în tinerețea lui și a văzut cazuri ireale de vindecare. A văzut cum oamenii pot trece de la metastaze până la sănătate în câteva zile și Valeriu Popa era foarte strict în toate lucrurile pe care le făcea. Nu discuta cu cei leneși, nu discuta cu cei care doar visează cai verzi pe pereți în lumea spirituală, ci lumea spirituală era întru totul pentru acești oameni. Pentru Valeriu Popa era un mijloc prin care trebuie să pui disciplina la treabă. Astfel, un om nedisciplinat nu este capabil de vindecare, nu este capabil de a-și prelungi viața, de a avea longevitate. Adrian Cranta ne spune că o să revină într-un minut și o să reluăm, pentru că mai sunt câteva subiecte pe care vreau să le dezbat cu el. Și acum am încercat să țin warm-up-ul pentru cei care sunt interesați de aceste lucruri. Ceea ce vreau să adaug până când intră Adrian este că lucrurile despre vindecare nu sunt mainstream, nu vor fi mainstream și nu sunt în acea direcție pe care toată lumea caută să dea like-uri și vizualizări. Da? Deci ceea ce înseamnă autenticitate, originalitate în vindecarea omului nu este tranzitat. Nu are multe like-uri, nu are multe vizualizări, nu are, pentru că lucrurile de mainstream sunt lucrurile pe care oamenii de rând le consumă, mediocritatea, ignoranții, oamenii care nu știu cu adevărat, ci doar caută să ia ceva repede, o informație și să creadă că este adevărată. Ceea ce este vindecare adevărată în media, să spun și aici pe YouTube sau pe alte canale de social media, există doar la oamenii care nu au timp, nu și-au creat un brand din promovare, ci prin promovare, ci doar ajută și vindecă și expun o parte din materialele și cercetările lor, pentru că dacă s-au ocupat doar partea de marketing și de promovare, asta le-a luat tot timpul și nu ar mai avea timp să vindece. Iar cei care consumă aceste canale prin care există totuși sănătate sau diferiți nutriționiști sau alte căi de vindecare care au foarte multe vizualizări, acele lucruri de mainstream sunt doar pentru oamenii care vor repede, pentru oamenii leneși, pentru oamenii care nu se pot vindeca pe o cale adevărată la ceea ce înseamnă condiția umană. Adrian intră în câteva secunde și eu o să-i dau din nou cuvântul. O secundă că o să fac acum. Adrian, cât timp ai fost tu plecat, să știi că am făcut așa un fel de mic promo despre ce ai făcut tu în istoria ta și despre ceea ce ești acum capabil să faci pentru oameni și din partea de tehnologie, cât și din partea de muncă în China pe care tu ai făcut-o. Mulțumesc că ai revenit.
Acum să ne întoarcem la subiectul despre ceea ce ne oferă Orientul, lumea îndepărtată a extremului Orient pentru vindecarea organelor vitale. Deci, vorbeam despre faptul că Orientul privește viața ca o triadă, adică materie, energie și informație. Materia ocupă 4% din acest total. Energia ocupă 30%, iar informația ocupă 66%. În practicile de alchimie, în practicile de putere, noi învățăm să lucrăm cu această triadă. Învățăm ce face corpul fizic, învățăm posturile corpului fizic, ce face respirația, ce face structura, învățăm ce face mintea, ce face sufletul, ce fac emoțiile. Practic, la început, noi învățăm cum să lucrăm cu mintea. În acest sens, există pe canalul meu de YouTube, la secțiunea Pastila de Practică, Mintea Qigong. Cum să transform o minte ordinară într-o minte extraordinară. Ordinar nu în sensul de neavut. O minte care nu a fost educată. O minte prinsă în această capcană de 4% care nu reușește să se conecteze cu energia și cu informația. Dacă vreți, această practică este un preludiu pentru a înțelege Jineng. Jineng, Qigongul înțelepciunii, prin care în prima fază noi învățăm să trezim și să ne reconectăm. Să trezim viul de noi și să-l reconectăm la puterile Universului. Iar mintea Qigong, această pastilă de practică, exersare și alte practici care sunt acolo, vin și completează la un nivel fabulos dezvoltarea noastră. În Jineng, noi învățăm să ne conectăm cu puterea externă și apoi urmează pasul în care Jinengul construiește o legătură minte-corp atât de puternică încât ne trezește și ne reconectează la puterile din universul interior. Este o diferență între Qigong și Neigong. În Jinengul vindecător, noi învățăm cum să activăm și cum să înțelegem puterea de vindecare, de autovindecare. Adică, precum și vindecarea neamului din care noi venim, familia, neamul nostru, relațiile noastre, cu mama, cu tata, cu bunicii, cu frații, cu surorile, cu membrii familiei, cu colegi de muncă, colegi de serviciu. Noi învățăm plecând de la lucruri simple. Majoritatea oamenilor care nu reușesc în această direcție sunt oameni care vor să facă ca la carte, totul perfect. Dacă noi ne aducem aminte de fizica cuantică, ne aducem aminte de acel experiment cu cele două fante și cu observatorul, puterea observatorului. În momentul în care vrei să urmărești un proces și ești fixat acolo pe proces, totul se blochează. De aceea, în prima fază, dezvoltă o intenție puternică, multă putere, echilibrează pentru o emoție de putere și dă drumul și lasă să se întâmple. Uită! Și după un timp deja se întâmplă. Este exact ceea ce noi am trăit în viață. Ne-am ținut de lucruri, ne-am ținut. Și când am simțit că nu mai putem, am lăsat, am zis, Dumnezeu,
face ce vrea. Și după un timp, când nu ne așteptam, lucrul acesta s-a întâmplat. Deci, noi învățăm cum să construim acele particularități pe care fizica cuantică le studiază pentru a putea trezi această putere vindecătoare. Acum tu am văzut că, sunt deși... multe de spus aici. Sunt conferințe, sunt emisiuni, sunt pastile de practică, sunt cursuri, chiar luna aceasta, 19-20-21, un curs despre genul vindecător. Extraordinar! Sunt tabere, sunt o mulțime de forme prin care oamenii pot să învețe, o să schimbe direcția spre care merg. Dragul meu, vreau să te întreb ceva foarte scurt, adică vreau să avem câteva răspunsuri scurte pentru oamenii care așteaptă și ei cu diferite necesități. Ai putea să ne spui câteva proceduri pentru fiecare dimineață prin care ne putem stabiliza energia în organele vitale? Da? Foarte mulți oameni mă întreabă de ce susțin această triadă. Medicina energo-informațională, taoismul ezoteric și tehnologia peace power. Adică, cum hrănim, cum creștem, cum educăm viața din noi. Și răspunsul este următorul. Trăim într-o perioadă foarte complexă, în care doar cei 7 ani de acasă, religia și standardul de viață nu sunt suficiente pentru a ne duce la atingerea obiectivelor pentru care ne-am venit. De aceea este nevoie să avem o bună receptare a stării corpului fizic, energetic. Acest motiv ne studieze, să practice sau să apeleze la medicină energoinformațională. În cazul în care un om nu are timp să învețe lucrurile astea, să practice, el poate să se servească de diverse device-uri care să-i facă viața mai bună. Și acesta este motivul pentru care folosim această tehnologie principală ca să neutralizăm majoritatea factorilor care ne invalidează viața și să refacem acest. Activatorul celular, black box-ul, sunt extraordinare. Acum, revenind, despre asta puteți citi pe diverse site-uri, e ok. Revenind la problema noastră. Tehnici, obiceiuri care pot să dea un sens vieții. În primul rând, noi avem nevoie să activăm energia vieții. Toate aceste energii se leagă de energia primară a noastră, energia sexuală, energia vindecătoare. Avem nevoie să activăm energia vitală prin tehnici precum forța vidului, mintea qigong, respirația aurie. Sunt S-a întrerupt, Adrian, nu știu dacă mă auzi, însă noi nu te auzim și imaginea ta s-a întrerupt din Zoom. Poate ai conexiune instabilă la internet și nu te vedem. Deci dacă tu ne auzi, poți să reintri în live. Că vreau să răspundem și lui doamna Petronela, care scrie aici. Ok. A oprit Adrian, o să intre probabil din nou imediat. Ca să continui ce vă spuneam eu mai devreme legat de ceea ce este mainstream, pe ceea ce este mainstream în lumea vindecării sau în lumea sănătății,
sunt lucruri pentru oamenii care au un soi de mediocritate și un soi de ușurință și un soi de superficialitate pe care tratează corpul uman. Lucrurile care sunt necesare vieții sănătoase interioare nu ajung din cauza faptului că foarte puțin le caută, foarte puțin le verifică, să ajungă pe canalele mari de media încât să devină cunoscute. Iar oameni ca Adrian Cranta, ca Valeriu Popa, ca oameni din România care își pun, se spun, toată viața la bătaie ca să-și ajute aproapele, nu vor ajunge la mare popularitate și nu vor ajunge ca videourile pe care ei le fac sau cărțile pe care ei le au sau site-urile lor sau toată munca lor să fie foarte mult susținută de mass media, pentru că mass media are interese ca cei care vin și cumpără timp pe YouTube sau pe televizor sau pe orice alt canal media ulterior să cumpere ceva. Și din acest motiv, cei care caută ceea ce este mainstream tot timpul vor fi mai neatenți și vor cheltui ceea ce le vinde unul sau altul fără să știe de fapt adevărata nutriție sau adevărata hrană interioară care trebuie noi să o avem. Ei bine, până revine Adrian, că vreau să-l mai întreb niște lucruri și de asta vreau să-l aștept, o să îți spun câteva lucruri despre cum a ajuns el să se dezvolte. A făcut studii foarte multe în China. A făcut studii pe partea de cum să-și antreneze energia interioară, cum să o crească, cum să se hrănească și cum să o păstreze energia vitală. Și ulterior a intrat într-o lume occidentală, unde trăiește și astăzi în București, România, și acolo și aici, de fapt, în România, pune în folosință timpul său pentru aceia care vor să vindece. Adrian a făcut cursuri de a învăța cum se folosește energia umană în corp, atât partea de vindecare, cât și partea de spiritualitate. Și China i-a fost, să spun, a doua mumă, a doua patrie mumă, unde acolo a făcut acest lucru. Și Qigong, și arte marțiale, și Tai Chi, și medicină chinezească, și energia bioinformațională, și câmpurile electromagnetice și așa mai departe. A studiat toate aspectele condiției vieții umane și astăzi ni le prezintă în mai multe videouri pe care le vă spuneam că le găsiți și la el pe canal aici. A spus că o să conecteze imediat, așa că o să-l luăm din nou pe Adrian să-i mai punem niște întrebări. Sper să-i meargă conexiunea mai bine de această dată. Ceea ce vreau să adaug este că munca pe care el a făcut-o în China a avut rezultate care nu le poate spune public. Eu personal am avut șansa să le văd, am văzut ce fel de muncă se face acolo și vă pot spune că sunt lucruri incredibile pentru cine vrea să iasă din această mediocritate unde se vinde mainstream, TV, media și tot ceea ce are foarte multe vizualizări, este ceea ce urmărește mediocritatea. Ceea ce înseamnă vizualizări mai puține, oameni care știu cum să-și facă munca, nu se vor ocupa, nu vor avea agenție de marketing în spate, nu o să se ocupe strict de promovare, ci o să-și facă munca într-una și o să lase parte de promovare pe locul 2. Asemenea, oameni sunt puțini, în toată lumea unde am cunoscut, de exemplu, este un doctor în Brazilia, este american, îl cheamă Mark Circus, îl puteți găsi și pe YouTube, acel om are rezultate incredibile despre, uite, o să scriu și numele lui aici pentru cine vrea să verifice, nu are view-uri multe pe YouTube, dar este un om extraordinar în cum reușește să vindece oameni. Puteți căuta și videourile lui în aceste canale media. Adrian, bine te-am găsit din nou. O să mai stăm circa un sfert de oră. Se pare că ceea ce noi vrem să spunem acum are o importanță mare pentru oameni, pentru că există și partea cealaltă care lucrează, anume a căzut prima rețea de internet, a căzut a doua rețea de internet. Acum sunt cu a treia rețea de internet. E ceva fantastic, dar Dumnezeu ne ajută să ducem până la capăt această idee extraordinară
Și rămăsesem, scuză-mă că te-am întrerupt, rămăsesem la faptul că ai nevoie să lucrezi. De când te scoli din pat, ai nevoie, în momentul în care ești în pat, ai nevoie să practici de pe pasirea de practică, surâsul interior. Adică să reconectezi mintea cu fiecare soft al nostru. Fiecare organ adăpostește un soft ultra specializat în procesele de gestionare a informației și emoției. Și ai nevoie să surâzi organelor, inimă, plămâni, ficat, splină, rinichi și, bineînțeles, organe genitale. Ai nevoie să transformi emoțiile negativ în pozitiv. Ai nevoie să îți refaci aura, să lucrezi cu tehnicile de respirație aurie pentru a reface aura. Ai nevoie de blocare care învelesc organele pentru ca să producă mai multă putere de viață. Și acolo noi avem tehnicile celor 6 sunete vindecătoare. Ai nevoie de practici de curățare a aurii, de curățarea ființei, de liniștirea ființei. Toate aceste tehnici sunt pe canalul de YouTube Adrian Creanta la pastila de practică. Puteți intra, sunt libere la dispoziția tuturor celor care au nevoie de soluții, de răspunsuri la căutările lor. Exact acum puneam videourile tale pe ecran ca oamenii să le vadă, să știe care este canalul tău și acum curg pe ecran videourile pe care tu le-ai făcut pe YouTube. Vreau să te mai eu întreb un lucru care este necesar pentru oamenii care vor să-și vindece lucrurile vitale dinăuntru, care le dă viață și le menține viața. Care ar fi postura, pozițiile sau mișcările corecte pentru a avea organe vitale sănătoase? Cea mai importantă zonă este coloana vertebrală. Noi suntem atât de sănătoși și de tineri, precât de flexibilă, precât de mobilă, nu este coloana vertebrală. Coloana vertebrală este ca o magistrală optică, din care ies cabluri către utilizatori. Inima, plămâni, picat, plină, rinichi și așa mai departe. Această comunicare dintre central și local, dacă nu este perturbată, nu este afectată comunicarea, starea de sănătate, starea de tinerețe, de viață e optimă. De aceea, consider că dimineața, când ne trezim, trebuie să ne întindem. Efectiv să învățăm ceea ce face orice pisicuță, orice câine, până și păsările când se trezesc dimineața, se întind. Dacă avem o bară de care să ne agățăm și să ne relaxăm ușor, ușor coloana, e extraordinar. Dacă ne întindem pur și simplu pe o salteluță, pe o păturică jos și începem să lucrăm pastilele de practică, efectiv vom avea niște rezultate excepționale. Țineți minte, în vremurile de astăzi, o împletire a celor 3 stâlpi de putere, acelei triade, este extraordinar de binevenită, pentru că învățarea, antrenarea și implementarea în viața de zi cu zi a medicinii informaționale, a tehnologiei PC Power, a practicilor taoiste, aduce un plus valoare în viața noastră. Și vreau să sunt o mulțime de probleme, de disfuncții ale organelor, cum ar fi tensiunea arterială, cum ar fi ceața pe creier, cum ar fi somnolență, cum putem să ce metodă ar fi ușor și la îndemână ca să putem să ameliorăm lucrurile acestea? După parte ce
Baie. Au cade de baie. Noi acum trăim o perioadă în care oamenii sunt speriați de diverse lucruri pe care le citesc, în care li se spune că baia, făcutul băi în cadă, creează probleme sănătății. Dimpotrivă. Da! Este exact. Adică acea țevăraie de apă care trece prin pardoseală, care stai orice conectare cu mama pământ și dacă mai ai și sud la fel tavan cu apă, podea cu apă, e o problemă. Și oamenii mă întreabă, dar de ce? Și eu spun, dar sunt mii de studii, specialitate, citiți și pe urmă luați o decizie. Acum mai nou în America există tehnologie, o nouă tehnologie de încălzire cu microunde. Un sistem cu microunde care sunt generate din podea și încă din focul. Wow, e wow! Da, e o problemă cu sănătate. Noi ne dăm seama de treaba asta, tu, eu și oamenii care sunt implicați. Dar se face un val atât de mare încât oamenii nu se gândesc. Deci, revenind la povestea noastră, cel mai important lucru este să îndreptăm coloana vertebrală, să ne întindem. Întinderile valorează mai mult decât atât. A doua metodă prin care noi putem să optimizăm o mare parte din viața noastră este ceea ce tu numești postul intermitent. În sensul că mănânci după ora 12, odată și mănânci înainte de ora 6 odată. Dacă faci lucrul ăsta, 2 săptămâni, 3 săptămâni, 4 săptămâni, vei vedea niște lucruri extraordinare în viața ta. Se schimbă totul. De ce? Deoarece admisie, compresie, ardere și evacuare, aceste 4 procese pe care le întâlnim la motoarele cu ardere internă, aceste 4 procese sunt și se desfășoară în noi pentru a întreține viața. Și noi reoptimizăm aceste 4 procese. Admisie, compresie, ardere și evacuare. Și când noi învățăm să facem acest post intermitent, mâncând după ora 12 pe o masă și până în ora 18 pe o masă, o săptămână, 2 săptămâni, cât putem, cât vrem. Și o lună și două are loc. Și mulți spun că au căpătat o putere și o agilitate, o viziune pe care n-au căpătat-o nici în ani de zile de bodybuilding, sport, așa mai departe. Deci, Adrian, a doua metodă. A treia metodă. A treia metodă este legat de cât de des mergem în natură. Trecem măcar într-o zi prin parc, stăm. Bine, sunt oameni, de exemplu, care au curte, au un copac în curte, ieși, stau, respiră. Acești oameni sunt privilegiați. Ei sunt în conexiune cu natura. Dar sunt oameni care sunt într-o zonă de vis și totuși nu știu să se încarce cu această putere a vieții. Deci, în fiecare zi să ne facem timp să mergem un pic în parc. Întotdeauna și la locul de muncă unde sunt, uneori cobor 10 minute și stau în parc, mă plimb în parculețul de lângă mine, stau lângă niște tuia și respir și mă relaxez. Și simt cum din nou viața capătă o rezoluție fantastică. Ce 4K? 64 de K. Deci, aceste trei metode pot să dea niște rezultate uluitoare. A bea apă caldă este o altă metodă. Acestea sunt metode la îndemână care pot să ne ajute viața. Sunt multe de spus, dar dacă am înțeles bine, ne vom revedea curând. Noi o să ne vedem poi mâine, când mai avem o emisiune. Vreau să te mai întreb un singur lucru, Adrian, Da. pentru această seară.
ca să terminăm seara în glorie. A fost o seară provocatoare, cu foarte multe provocări. Adică chiar cred că a meritat și cred că oamenii pot să treacă peste aceste întreruperi și să ia această valoare pentru a deveni oameni de valoare. Valeriu Popa spunea așa, ca să poți să primești valoare, trebuie să ai valoare. Ca să poți să recunoști valoarea, trebuie să cultivi valoarea. Avea perfectă dreptate. Cât ai fost tu plecată, să știu că eu am spus câteva lucruri despre tine din, și un pic din bucătăria ta internă, faptul că te-am cunoscut, am avut onoarea să știu ce fel de muncă faci, mi-a dovedit faptul că ești un om integru. Și de asta l-am spus la oameni câteva lucruri din bucătăria ta internă despre ceea ce tu faci. Acum vreau să iau un ultim lucru care este imperativ necesar pentru oamenii care sunt această seară aici și vor vedea acest video și în viitor, despre, dar foarte pe scurt, despre nutrienții și lichidele care se pot ingera din tot ceea ce noi găsim astăzi în lumea în care trăim pentru repararea și vindecarea organelor vitale. Da. În primul rând, trebuie să faceți o investiție de 50 de lei, să vă duceți la un magazin de electronică, să vă luați un multimetru. Multimetru îl setați pe măsurare milivolt, între 0 și minus 200 de milivolt. Sondele, cele două sonde, le băgați în apa pe care o beți. Dacă apa are de la minus 22 de milivolt, 240, 60, 100 de milivolt, înseamnă că aveți o apă bună. Dacă nu, căutați altă variantă. Este cea mai la îndemână metodă de a măsura apa. E atâta tam-tam privind rafinarea apei, dar atenție, o apă rafinată, o apă distilată, există tot felul de filtre, nu vreau să dau nume, dar care rafinează apa la maxim, nu mai are niciun mineral. O apă rafinată înseamnă o apă distilată care nu poate să rețină electroni și care nu poate să rețină informație. Nu poate să rețină informație. Noi mâncăm, bem, respirăm informație. Deci, mai important decât celelalte este câmpul electric al apei. Este negativ? Da, e bun. Al doilea lucru, proteinele. Noi nu avem nevoie de o super proteină. Noi avem nevoie de un complex de aminoacizi. Aminoacizi esențiali pe care corpul nu poate să-i producă. Și aici recomand, pentru că mii de oameni, zeci de mii de oameni au fost foarte mulțumiți. Pudra proteică de cânepă. Atenție, nu făina de cânepă, pudră proteică de cânepă. Nu are nimic de-a face cu nebunia, cu cânepa, cu... nu. Pudra proteică de cânepă se amestecă, se pune într-un vas, într-un bol, într-un blender, vasul de la blender. Se pun două linguri cu vârf de pudră proteică de cânepă, se pune o linguriță rasă de scorțișoară și se pot pune un mic de migdale muiate, de caju, de nuți, nu contează. Se pune și se pune un fruct de ananas sau mango sau papaya. Curățat, făcut cu bulet, se pun toate acestea acolo. Se completează cu apă caldă până în 40 de grade, să fie cam două degete de apă deasupra compoziției. Și se dă la blender. Și se bea. Una, două pe zi. Deja, cum ai băut prima dată, vei simți o claritate a minții pe care nu ai avut-o. Te vei simți bine de tot.
Când faci de două ori pe zi, în 3, 4, 5 săptămâni, deja o apă bună și cu un potențial electric bun, produs o generație de celule ultra bun. Adică deja își schimbi viața pentru că construiești un corp nou, un corp electric, fizic, energetic și informațional nou. Sunt multe, multe de spus. Deci e important să știm întâi ce probleme avem. Cum se spune, să cunoaștem materialul clientului. Apoi este important să prioritizăm abordarea corecțiilor și optimizarea întregului. Și în final este important să devenim conștienți de ceea ce nouă ne lipsește, știm sau nu știm. Aceasta este esența. Adrian, avem două întrebări scurte. Ne întreabă Mariana dacă pudra proteică de cânepă este bună pentru tiroida autoimună Hashimoto. Marea problemă a tiroidei este o lipsă majoră de enzime în corp. Tiroida este cel mai mare consumator de electroni și când noi mâncăm numai de la frigider, mai avem și darul ăsta, facem mâncare pentru 2 zile, pentru 3 zile, pentru o săptămână, o lună. Și dacă nu facem, noi fac cei din comerț. De unde vor lua electroni? Din organele noastre, din Hashimoto. Cum vor ajunge? Gustă difuză. Cum vor ajunge? Toată acea patologie care devine din ce în ce mai bogată în ultimul timp. Meniul devine din ce în ce mai stufos. Noi trebuie să simplificăm lucrurile, să vedem care este cauza. Eliminăm cauza. Noi vedem efectele. Da, este adevărat că primul lucru, când ai de-a face cu un om, trebuie să îi scazi durerile. Este foarte important. Dar tot atât de adevărat este că trebuie să îl ajut să schimbe stilul de viață, gândirea, obiectivele, valorile cu care se hrănește. Și mai mult decât atât, să aibă un suflet bun și să fie conectat cu Dumnezeu. Important. Deci, reține, când noi măsurăm potențialul electric al tiroidei și vedem pozitiv, deja sunt probleme de structură, se fibrozează. Nu există enzime, nu există electroni. Omul bagă în frigider, scoate din frigider. Frigiderul e bun, dar ai nevoie de o tehnologie ca să-ți reîncarci înapoi mâncarea cu viață. Și asta este important. Și ai nevoie să înțelegi că umblăm prin natură. Acum zice că nu cumva să umbli de scurs pe nisip, pe iarbă, că o să faci boreliosă. Exact, aia Să nu trebuie. cumva să iei un copac în brațe, să nu te atingi, să nu stai, să nu te apropii. Este o problemă pentru că toate acestea creează boală. Noi avem nevoie de un sistem imunitar puternic. Și avem nevoie cum? Pregătindu-l. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. A spus-o un mare înțelept al Chinei, Sun Tzu. Și la fel se întâmplă și în noi. Sistemul imunitar, avem nevoie să-l exersăm zilnic. Sistemul imunitar are nevoie de doi factori. Unu, nivelul enzimatic și mai mult decât atât. Pentru că fără ăla, nivelul enzimatic este aproape inexistent. Potențial electric membranar celular, diferență de potențial membranar celular. Dacă ai aceste două lucruri, ai o apă de calitate, ai o proteină de calitate, ai perspectivă, ai un înalt ideal, viața este frumoasă, devine frumoasă. Deci, în concluzie Pentru că pentru te întorci Mariana, înapoi la Dumnezeu. deci, în concluzie pentru Mariana, da, este bună. În concluzie pentru Mariana, care pusese întrebarea dacă pudra proteică de cânepă este bună pentru că ea are tiroida autoimună Hashimoto. Și vreau să știu dacă să ia și ea pudră proteică. Deci, reține. Aceste întrebări
Întotdeauna am învățat și la medicină și în toate institutele să răspund în felul următor. La întrebări de genul ăsta, consultați medicul de care aparține. Când medicul, dacă el își asumă responsabilitatea pentru că tu bei un pahar cu apă sau mănânci ceva care, să zicem, turtită de semințe de cânepă sau de susam, dacă el își asumă responsabilitatea că poți să le mănânci, ok. Toate instituțiile în care am învățat, m-au învățat să consultați medicul de care aparține și dacă el își asumă, atunci face. Dacă nu, atunci cumva fiecare om trebuie să-și asume singur. Asta e important. Așa că, deci Fiecare ca... om își asumă singur în dreptul lui. Noi trăim într-o perioadă acum în care nici măcar pe ceaiuri nu scrie acest produs este bun pentru sănătate. Acest produs ajută la. Nu scrie așa ceva. Nici măcar pe suplimente nu mai scrie. Deci, trăim într-o perioadă în care, cu toată dragostea mea pentru oameni, trebuie cumva să îl ajut pe om să înțeleagă că trebuie să se, unu, să se informeze, doi, să împărtească responsabilitatea cu doctorul că plătește. 3. Să se asume și el responsabilitatea. Pentru că la ora actuală acest mall practice nu ajută. Nu ajută în sensul că nu acoperă. Problema numărul 1, oamenii nu și asumă responsabilitatea pentru ce fac ei. Nu și asumă. Ar trebui să fie conștient că, 1, dacă ai Hashimoto, nu ai voie să mănânci dulciuri. Nu ai voie să bei bere. Nu ai voie să mănânci alcool. Nu ai voie să bei băuturi acidulate. Nu ai voie să porți plastic. Nu ai voie să faci o mulțime de lucruri care pierd nici cafea, nici tutun, care îți fură electronii. Deci, ar trebui ca omul respectiv să se intereseze. Când el pune o întrebare, are voie să? Atunci răspunsul e simplu. Consultați doctorul de specialitate, consultați medicul de care aparțineți și dacă el își asumă responsabilitatea pentru că îl plătiți, atunci trebuie să responsabilitatea. Și asta este tot ceea ce am învățat și în Asia, și în Occident, și peste tot. Și asta spun și ție, pentru că mi-ești ca un frate. Mi-ești poate unul dintre prietenii aproape. Pentru că multe comune, domenii comune de date, experiențe comune. Oamenii acum trăiesc într-o perioadă schimbătoare. Mulți sunt schimbători. Iar cei 2 ani de vacanță ne-au arătat mai mult decât așteptam noi. Adrian, mai am o Mulți întrebare. sunt voiajări. Mai am o întrebare. Ne întreabă Ioana dacă ce poate să facă pentru sindromul pecioarelor neliniștite, pentru care are foarte multe mâncărimi insuportabile noaptea și nu poate dormi. Sunt persistente și abia doarme 2-3 ore pe noapte. Vrei să adaugi ceva? Este un nivel de intoxicație celulară mare, este un nivel în care răspunsul alergic este super alertat și s-a observat că dacă un om bea o perioadă de 21 de zile, cei de urzică, nivelul alergic scade și dacă elimină nocțele care duc la creșterea sau menținerea intoxicației, cum ar fi tun, cafea, mâncă făcută mai de mult, va observa că ușor, ușor va experimenta un proces de detoxifiere și ușor, ușor va scăpa de aceste mâncări. Și nu în ultimul timp, reține, am mai spus-o, să o mai spun, 90% din bolile dermatologice au la bază o mâncare care nu sprijină sănătatea. Au la bază o lipsă de floră intestinală, o floră mediocră. Pentru că omul nu-și cultivă flora.
La ora actuală noi avem nevoie de prebiotice, probiotice, postbiotice. Avem nevoie de a reface microbiota. Microbiota înseamnă aproape 2 milioane de gene suplimentare care pot să lucreze pentru noi. Când vorbim de microbiotă, vorbim de microorganisme. Și când vorbim de microbiom, noi vorbim de aceste 2 milioane de gene. Este un golem, o entitate enormă de procesare informațională care ne poate ajuta. Deci, au fost oameni cu probleme de mâncărimi, cu psoriazi, cu... Și nu ne-a spus decât atât. Mâncați curat, țineți cont de viață și refaceți flora. Începeți cu o capsulă cu 10 minute înainte de masă, după un timp două capsule, apoi trei, apoi cinci, apoi șase, apoi opt, apoi 10. Treptat. Și trebuie să alegi un probiotic bun. Și ai nevoie să înțelegi că probioticul nu funcționează dacă nu refaci nivelul de biotină, de B7, pentru că B7 creează mediul în care probioticul se dezvoltă și are grijă de tine. O să mă întrebi acum, pe bună dreptate, cine invalidează vitamina B7 sau biotina? Zahăr, dulciuri, praf. Pentru că ele sunt antienzime, antivitamine, antibiotic. Ele sunt antibiotic, antiviață. Și e ca și sarea. Ah, da. Și au fost oameni care aveau probleme cu pielea majore, cu tot felul de răni, cu... și-au făcut băi cu apă ozonată. Într-o oră pe săptămână, băi cu apă ozonată, și-au rezolvat problemele. Adrian, Știu că te-am ținut foarte mult, dar într-adevăr subiectul cu care ai venit provocator. Ești un tip genial în a găsi exact punctul fierbinte de pe piață. Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ai oferit în această seară, pentru oamenii care au avut răbdare și în acele momente de pauză. O să ne mai vedem încă o dată vineri seara, deci poimine, cu un alt subiect foarte fierbinte, ca să-l punem pe masă oamenilor care sunt în necesitate să facă acest lucru. Îți mulțumesc mult și să ne vedem cu drag, prieteni, și să mergem mai departe pentru a noastră sănătate, ca să avem o viață lungă și fericită pentru bunul Dumnezeu. Mulțumim! Doamne, Doamne ajută! numai bine. Am închis. Dragul meu, eu am o